Bună seara, a fost dramatism în sensul că am egalat spre sfârșit, altădată am fost egalați spre sfârșit. Până la urmă, cred că a fost un rezultat echitabil care cred că mulțumește pe toată lumea. V-a trecut glunță pe la ureche, echipa a fost relaxată după momentul cu CFR? Nu, mi-a intrat glunțul un pic aici, dar ne-am pus imediat un locoplas și m-am reparat. Nu, echipa n-a intrat relaxată nici la acest meci și nu va intra niciodată relaxat. Pur și simplu, nu a fost să fie o repriză foarte reușită prima. Demne de un derby, două goluri foarte frumoase, felicit pe ambii jucători, cum de altfel felicit toată echipa mea pentru dăruirea de care au dat dovadă și că au crezut în ei până la capăt. Până la urmă au fost niște oameni în tribună, de etapa viitoare nu va mai fi nimeni. Deci o atmosferă așa, cam sumbră, Bacovia. Îi doresc multă sănătate, chiar nu știu ce s-a întâmplat. Da, m-am speriat pentru că aia a fost parcă o zonă, dacă nu mă înșel, s-au mai întâmplat niște tragedii chiar tot în zona aia a terenului. A fost cum un derby de tradiție, am jucat Dinamo are un antrenor foarte experimentat, foarte bun, care este cel mai titrat antrenor din istoria Rapidului, ca și trofee. A fost frumos, până la urmă. Ați discutat ceva după meci? L-am salutat pe domnul Renic și am urat numai bine. Și el ce? Aceleași lucruri. Cum vezi următoarele meciuri, având în vedere echipele pe care sunt mult mai slab decât Rapidul și voi aveți probleme? Nu aș vrea să fim noi supraevaluați. Noi suntem, nu vreau să spun același clișeu, că rămânem cu picioarele pe pământ. Nu, suntem realiști. Suntem foarte realiști, știm ce putem, știm cum suntem și sper să avem rezultate cât mai bune în următoarele meciuri. Ce puteți în Cupa României? Urmează un meci foarte important pentru suporteri, având în vedere prietenia cu cei de la Timișoara. Foarte important pentru suporteri. Pe mine personal, meciul trecut din Cupa României, pe mine, pe noi ca și club, ne-au costat 4 jucători lipsă pe o perioadă lungă și trebuie să fiu atent pe viitor pentru că este un campionat lung și cum vedeți foarte bine, când sunt mulți absenți, mi-e greu să improvizez mereu.